Da, Mărioară, fii atentă ca... Dar ce faci tu, Mărioară? Tu aici spui poșile la mine în pălărie. Am zis că e vailing, toate pălărie. Vailing pe nevoie, lasă că așa o arunc. Fii atentă, astăzi vreau să ai grijă de cățelul nostru, bine? Vreau să te duci cu el la salon, vreau să îi dai să mănânce. Poți să faci treaba asta? Dar pe mine nu mă ascultă. Ba, o să te asculte când ești numai tu cu ea și ți-am luat aici și recompense, știi? Ioi, mulțumesc, bărbate. Păi nu pentru tine, măi, femeie, să-i dai la câine asta. Păi ce-a făcut să-i dau? Păi nu a făcut nimica, când face ceva bun, îi dai o recompensă. Ah, când merge la biserică, când ajută bătrânii. Unde ai văzut-o, mă, câine, să meargă la biserică să ajute bătrânii? Când te ascultă pe tine, înțelegi? Sus în vârful muntelui, în jina Sibiu. Ce ai, măi, femeie, ești normală? Te-a pus să cânti acum? Păi să văd dacă mă ascultă. Ai, Doamne, nu, mă, femeie, când îmi face un lucru bun, când îi zici tu, fă aia, s-a făcut-o, îi dai-o de asta, ai înțeles? Bine. Nu, fii atentă, ia aici recompensele și să te împrietenești cu ea, dă-i una, știi? Da una? Dă-i. Dar nu așa, măi, femeie, nu dai în câine, mă, lasă, nu mai fă nimic, lasă recompensele deoparte, fii atent aici. Doar du-te cu ea la salon și dă-i să mănânce astăzi, că eu trebuie să plec, ai înțeles? Dar ce mănâncă bine? Vezi că ți-am pus acolo pe Google, unde scriu eu acolo, scrii pe Google și o să-ți arate, bine? Bine. Nu, hai, vezi că plec, ai grijă, Mărioare, de câine, bine? Bine. Dă-te lumea asta jos, am pus eu atâta oi, nu te fac eu faină pe tine. Stai că imediat e gat. O aia o făceam în 5 minute. Stai așa că cu asta mi-o zis Petre să dau părul de la sub braț. Să dăm tot jos, că dar nu suntem animale, nu? Te întuns, te spăl o țără, după aia mai facem un pic aici la cabine. O țără de părvol de ăsta. Așa, că e gata acum. Hai că ești gata, spălată, ia ui! Ioi, ce curge apa de pe tine! Așa că te fac frumoasă acum! Așa, uite ce frumoasă ești, ești gata acum! No, acum ești spălată, ești faină, hai să-ți dau să mănânci! Uite, parcă ăsta seamănă cu tine! Ha? Da! Asta seamănă cu tine, hai să vedem ce... Deci morcovi, mere, salată... A, legume! Hai să-ți dau legume! Ia și mâncă, câine! E bun! Mâncă, câine! Nu-ți mai treaba! Hai că-ți adun niște morcovi atunci! Uite aici, ia morcov atunci. Ia de acolo și mâncă. Ia de jos și mâncă. Uite aici, câine. Așa. A, tu și mâncă la farfurie. Ia aici, uite. Bună, dar știi ce? Ia și mâncă tu, că nu sluga ta. Să-i dăm amuse, să joace la câinele ăsta. Oi, bila asta. E, bun. Mărioara a venit. Ioi, tu Lucy, tu, dar uite ce faină ești tu. Ce unde ai tuns-o? Da, Mărioara, unde ai tuns-o? La ce salon? Cât ai dat? Da, eu am tuns-o bărbate. Dar cum s-o tuns tu, Mărioara? Da, bă, bărbate, la mine la țară n-am tuns atâtea oi. Cum era să mă duc cu fiecare oaie la salon? Apoi nu mai zic de câine de la stână. Eu i-am tuns pe toți. Mă, Mărioară, dar ai tuns-o chiar fain, tu femeie. Și apoi ce, ca să mânce tu, Mărioară, te-ai așa fericită, are atâta energie. Apoi am dat și scrie acolo pe Google-ul ăla, unde mi-a pus să citesc, bărbat. Bravo, Mărioară, așa te vreau. În sfârșit ai făcut și tu un lucru bun. Ce-ai spălat tu, Mărioară, de așa albă? Că niciodată n-a fost așa, parcă. Cu pervol, bărbate. Cum adică cu pervol? La 30 de grade, așa la albe, cum ai mai învățat la mașină. Măi, femeie, tu ești normală, te-am învățat la albe, dar nu la câine, măi, femeie. Păi și ea nu e albă. Tu
Doamne, era să omori câinele, măi femeie, vină aici. Tu, Mărioară, tu cum să bași câinele în mașina de spălat, că puteai să-l omori? Uite, mai și strănută. Fata, la ce bărbate acum fără blană? Ce? Ce răceală tu, Mărioară, tu nu vezi că câinele ăsta strănută numai baloane, măi femeie, de la șampon? Mai bine burla, frate.